Domnul deputat, de ce nu vreți să ne răspundeți? Dar stați puțin, sunteți ales al poporului și a venit lumea adusă aici organizat. Dragă, cătați-vă de treabă, vă rog. Dumneavoastră sunteți ales al poporului, respectiv ați adus oameni aici. De respect, vă rog frumos, bine? Din respect pentru dumneavoastră vreau să vă întreb. Din respect pentru dumneavoastră, vă rog frumos, să-mi dați pace, atât. Dar sunt... O zi frumoasă. Te rog, dă-mi pace. Sunt deputat, tu m-ai supărat, tu mie pace, nu. Activistule, ține aici tălei. Nu te dă iubi, nu mă urmări. Lasă-mă în pas și eu-s deputat. Ești muritor de lume, ești sărac și ești flământ. Iar eu sunt deputat, sunt om bogat și am ce face. Ești muritor de lume, ești sărac și ești flământ. Iar eu sunt deputat, sunt om bogat și am ce face. Dă-mi pace. Sunt deputat, tu m-ai superat, tu mie pace nu mi-ai dat. Eu te rog, te rog, dă-mi pace. Eu sunt deputat, tu chiar nu înțelegi. Pacea este importantă ca să faci legi. Eu te rog, te rog, dă-mi pace, yeah, yeah, yeah. Din centrul capitalei a venit foarte multă lume, a dus organizat. Ați putea să ne spuneți de ce s-a făcut acest lucru? Este părerea dumneavoastră, vă rog frumos. Sunt oameni care au recunoscut acest lucru. Domnul deputat, de ce nu vreți să ne răspundeți? Dar stați puțin, sunteți ales al poporului și a venit lumea adusă aici organizat. Dragă, cătați-vă de treabă, vă rog. Nu avem. Dumneavoastră sunteți ales al poporului, respectiv ați adus oameni aici. Respect, vă rog frumos. Bine? De respect. Te rog, dă-mi pace. Sunt deputat, tu m-ai supărat, tu mie pace nu mi-ai dat. Eu te rog, te rog, dă-mi pace. Eu sunt deputat, tu chiar nu înțelegi. Pacea este importantă ca să faci legi. Jurnalistului, dă-mi pace, bă, bă, jurnalistului. Dă-mi pace, bă. Eu sunt deputat, sunt super dotat. Nu contează comunist, liberal sau democrat. Mie pace trebuie să-mi dai, ca să pot să fac legi, ca să pot să fac bine în toată țara. Dar ca să fiu mai exact, unul din copiii mei învaț acum peste hotare și o firmă din offshore i-a plătit studiile. Și eu trebuie să fac așa cum spune cel care mă plătește, nu cel care mă votează. La sara! Dați-mi un like la acest cântec, din respect, domnișoară. Domnul Andronache, eu vă înțeleg, dar vreau să vă întreb ce ați făcut 4 ani când aveți nicio inițiativă legislativă independentă.
Mulțumesc pentru atenție, iepuraș, mulțumesc patronilor emisiunii Lumina care în fiecare lună mă susțin financiar. Eu în niciun caz nu atentez la bugetele și buzunarele voastre, emisiunea Lumina rămâne în continuare accesibilă gratuit de peste tot. Dacă nu aveți de unde, mai bine nu donați, dar dacă vă place ceea ce fac și ați vrea să continui și aveți de unde, vă îndemn și pe voi să deveniți patroni ai emisiunii Lumina. Cu $1 pe lună susțineți atât emisiunea Lumina cât și internetul Grăiește, dar și aveți acces la un grup secret pe Facebook unde public posteri, live-uri exclusive, poze fierbinți cu mine și multe altele care nu încapă în internetul. Vă mulțumesc!